părintele dumneavoastră nu v-ați dorit în copilărie un câine sau o pisică, măcar un hamster sau niște pești într-un acvariu. Mulți dintre cei care au crescut alături de animale au învățat să fie mai buni, să fie responsabili. Necuvântătoarele ne fac viața mai frumoasă, trebuie doar să le îngrijim. Pentru sănătatea lor avem nevoie de produse sigure și eficiente. În minutele următoare vă invităm să aflați povestea RomVac, cu peste 35 de ani de tradiție în domeniul medicinei veterinare. Societatea a fost înființată în 1974 în voluntarii Ilfov. Inițial a fost laboratorul de virusuri tumorale aviare, în care se producea vaccinul contra bolii Marek. În 1981, acesta s-a transformat în Centrul de Cercetări și Biopreparate pentru Păsări și Animale Mici, care până în 1989 asigura vaccinurile pentru marile unități avicole și fermele de iepuri. Saltul la RomVac a avut loc în decembrie 1990, când a fost finalizată privatizarea unității prin metoda MEBO, în urma căreia compania a devenit întreprindere cu capital privat, acționari fiind în exclusivitate salariații. La ora actuală este cel mai mare producător și distribuitor de profil din țară. Are în portofoliu peste 230 de vaccinuri și medicamente destinate speciilor de animale și este deținătorul unei ferme pentru creșterea păsărilor libere de germeni patogeni specifici, unice în sud-estul Europei. Fabricarea de medicamente este un sector dinamic, cu o pondere de peste 70% din valoarea producției. Gama este realizată exclusiv prin cercetare proprie și acoperă integral cerințele pieței. Producția de biopreparate a fost diversificată și adaptată pentru a răspunde nevoilor apărute ca urmare a înlocuirii complexelor cu fermele de dimensiuni mici și mijlocii, precum și pentru a fi în concordanță cu reglementările Uniunii Europene. Astfel, a fost mărită oferta cu materiale biologice necesare altor specii, cum ar fi bovine, suine, ovine. Fluxurile sunt bine delimitate, contactul omului cu produsele fiind minim. Fiecare etapă este atent monitorizată, așa încât, în orice moment, poți afla cine a făcut acel preparat, proveniența materiei prime, stadiile de lucru. În secția medicamente sunt obținute soluții și suspensii injectabile fără sterilizare finală, soluții injectabile cu sterilizare finală, comprimate, premixuri, unguente, soluții buvabile, dezinfectante și antiparazitare externe. La vaccinuri sunt create produse antibacteriene vii și inactivate, antivirale pe culturi celulare sau pe ouă embrionate și kituri de diagnostic. Dezvoltarea se bazează pe cercetări proprii, efectuate de personalul companiei, alături de cadre universitare de prestigiu din facultățile de medicină veterinară din țară și este susținută prin eforturi financiare importante. Societatea alocă peste 10% din cifra de afaceri acestui sector. Cu peste 1 milion de euro investiți anual în retehnologizare, RomVac a fost certificată în 2000 cu ISO 9001, în 2004 a primit acreditarea GMP pentru toate liniile de producție, iar 4 ani mai târziu a obținut sistemul de management integrat. Diversificarea activității a dus la extinderea rețelei de promovare și distribuție. În acest moment, firma are 36 de depozite și 11 farmacii în România. Echipa înseamnă peste 400 de angajați. Cifra de afaceri a depășit 10 milioane de euro anul trecut. Creșterea constantă se datorează atât comercializării produselor pe piața internă, cât și exportului.